Sinaxar Sfinții Zirei 2 aprilie În această lună, în ziua a doua, 2 aprilie, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Tit, făcătorul de minuni. Acest fericit și sfânt părintea nostru Tit, iubind pe Hristos din tânără vârstă și lepădându-se de lume, a mers la o mănăstire de obște și atâta s-a supus pe sine zmerenii și ascultării, încât nu numai pe ceilalți frați ai mănăstirea cereia ea în trecut, ci și pe tot omul, făcându-se preot și păstor oilor celor cuvântătoare ale lui Hristos, avea atâta blândețe și dragoste și milosârdie ca nimeni altul și s-a păzit curat și la trup și la suflet din copilărie ca un înger al lui Dumnezeu. Drept aceea și mare făcător de minuni făcându-se către drumul s-a mutat, lăsând ca un stâlp însuflețit și icoana adevărată faptele cele bune ale sale și pe ucenicii și pe cei ce au pus nicit împreună cu dânsul. Tot în această zi, 2 aprilie, pomenirea Sfinților Mucenici și frați buni, Amfian și Edesie. Acești sfinți au trăit pe vremea împăratului Maximian, fiind frați din pământul Lidiei. Mergând ei la Berit și de mucenicul Panfil fiind învățați în dreapta credință ortodoxă, au stat înaintea stăpânitorului urban și propovăduind Amfian în, în priveliște pe Hristos Dumnezeu, a fost bătut peste obraz și călcat de picioarele ostașilor, apoi ungându-i picioarele cu un de lemn le ardeau cu foc și mai în urmă l-au spânzurat așa încât se vedea Sfântul cu totul umflat, coastele fiindu-i zdrobite de multele lovituri ale picioarelor orostașilor, iar carnea de pe picioare arsă de foc. Dar rămânând în credința și mărturisirea lui Hristos Dumnezeu, a fost aruncat în adâncurile mării și acolo s-a săvârșit. Iar Edesie Alexandria, cea din Egipt fiind judecat, a fost aruncat să lucreze minerea de aramă, și văzând pe guvernatorul Ieroclis că chinuiește pe creștini, necruțându-se pe sine cu însăși mâna sa, a bătut pe acel stăpânitor și pentru aceasta la multe chinuri a fost dat. Și fiind aruncat mai apoi în mare, s-a săvârșit din viață și a luat cu cununa muceniciei. Tot în această zi, 2 aprilie, pomenirea Sfântului Mucenic Policarp. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Teodosia din Tir. Odată, în vremea persecuției împotriva creștinilor care dura deja de cinci ani, Sfânta Teodosia, fiind în vârstă de 17 ani, a vizitat pe prizonierii creștini condamnați la moarte în pretorium din cezarea Palestina. Erau Sfintele Paști și mucenicii vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu. Sfânta Teodosia i-a rugat să o pomenească și pe ea când vor ajunge în fața lui Dumnezeu. Soldații însă au prins-o și au dus-o în fața lui Urban guvernatorul, spunând că acea fecioară se închină în fața prizonierilor creștini. Acesta i-a cerut să jerfească la idori, dar ea a refuzat, mărturisindu-și credința în Hristos Dumnezeu. Apoi au torturat-o îngrozitor, rupându-i carnea cu cârlige de fier până i s-au văzut oasele. Mucenița a răbdat în tăcere și cu zâmbetul pe față chinurile, și când guvernatorul i-a cerut din nou să sacrifice la idoli, ea i-a răspuns, Nebunule, mi s-a dăruit să fiu în rândul mucenicilor. Apoi i-au pus o piatră de gât și a fost aruncată în mare, dar au salvat-o îngerii. Din nou au prins-o și a fost dată să o sfâșie fiarele sărbatice, dar acestea nu s-au atins de dânsa. În final, călăii i-au tăiat capul. Noaptea, Sfânta Teodosia a apărut părinților ei care au încercat să o convingă mai înainte să nu se sacrifice pentru Hristos. Sfânta Muceniță Teodosia era îmbrăcată într-un haină strălucitoare, cu o cunună pe cap și cu o cruce strălucitoare de aur în mână, spunându-le părinților săi, priviți slava de care ați vrut să mă lipsiți. Sfânta Muceniță Teodosia din tir a îndurat mucenicia în anul 307. Ea mai este prăznuită și în 29 mai, zi în care i s-au mutat Sfintele Moaște la Constantinopol și apoi la Veneția. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Grigorie, cel ce în Nicomidia s-a si strit la anul 1240 și care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.